Mai pe scurt vorbind, eu sunt lenos. Era o zi puțin cu soare. Eu dormeam și totodată visam un vis, dar mult n-am visat pentru că mi-a fost leni. Am făcut ochișori, m-am întins pe telefon cu mare și greu. M-am uitat la oră și m-am mirat că cum de azi așa de vreme m-am trezit. Dar mai bine spus, m-a trezit faptul că vroiam tare pipi. Numai că lenea era mai puternică. Am decis să mai amân. Ba nu, m-am hotărât acum să mă duc. Venind înapoi, mi-am dat seama că am fost la baie, dar măcar nici nu m-am spălat pe față. Asta acum nu e așa de important. M-am pus pe pat și aici parcă și-a pus marod stomacul. Mi-era foame. Dar aici mi-am amintit că frigiderul se află tocmai peste două camere. După socotelile mele, asta ar dura 2 minute și 4 secunde încolo și înapoi. Și m-am pus pe gânduri, parcă nici stomacul nu mă mai rodea. Am luat și am băut niște apă. Am decis să ies la o plimbare, dar nu știam ce să mă îmbrac. Îmi era lene să mă gândesc, am lăsat în ce sunt. Am ieșit din apartament. Scări erau multe de coborât, așa că mi-a venit o idee mai ușoară. Am ieșit afară. Mergând câțiva metri, începeam să mă răzgândesc și să mă întorc acasă. Dar am văzut un scaun. Am făcut o pauză pe el. Ba chiar m-am întins, dar el nu era atât de moale cum patul. Totuși mai bine era acasă pe el. Pornindu-mă, mi-am adus aminte că este un drum mai scurt. Pe acolo și am luat-o. Am deschis o ușă, am deschis altă ușă. Am mai deschis una. Ajungând la scări, era o problemă mare. După socoteala mea, erau vreo 33 de scări. Întrucât eu suiam o scară în 5 secunde, aveam nevoie aproximativ 165 secunde pentru un nivel. Știind că trăiesc la 5-lea etaj, mi s-a făcut lene să socot cât îmi ia până acolo. Dar știind când am de ales, m-am luat în mâini și am început primul pas. Am suit o scară, am suit două scări, dar la treia m-am pus un pic jos. Întrucât ori scară mi-s dădea greu, am decis să mă întorc la metoda veche. Întrucât asta lucra bine și era verificată, am decis să trec la treabă. Mai pe scurt vorbind, eu sunt lenos.